Bun găsit tuturor! N-a venit toată lumea, dar până apuc eu să-mi termin perorația de început, sper să se adune cu toții. Mai mult decât alte dăți, trebuie să vă mărturisesc, simt nevoia să mă lungesc. Simt nevoia unei duble introduceri lungi. Pe de o parte despre carte, care e nițela tipică în portofoliul nostru, și pe de altă parte despre profesorul meu, Sorin Antoghi, care e nițela tipică în general. Și o să mă explic în ambele privințe. Noi, de regulă, că știți sau nu, nu citim genul ăsta de carte. Citim, de regulă, proză scurtă, citim, de regulă, roman, iar când ajungem la zona memorialistică, ne interesează mai degrabă literatura, încât astăzi, într-un fel, cum spun, facem o excepție. Tocqueville, autorul de care mă ocupăm astăzi, o să o spun în cuvintele cele mai simple, e un filozof francez de la începutul secolului al XIX-lea. Lotul lui au fost lucrări de teorie asupra faptelor politice, cel puțin două dintre ele foarte influente. Deci, un teoretician al vieții politice. Pe lângă capacitățile lui de intelectual, descoperim și în cartea asta, o știm și din istorie și din dicționare, din enciclopedii, Tocqueville a fost și un om al acțiunii. L-a interesat politica nu numai ca realitate asupra căreia reflectezi, ci și ca realitate pe care o poți înrăuri, tulbura, influența cu acțiunea ta. A fost, dacă nu mă înșel, ministru de externe în Franța, a fost de asemenea și parlamentar. În cartea asta e mult balast. El își povestește în amintiri, în memorii, avatarurile de personalitate publică. Prin ce evenimente politice a trecut Franța timpului lui, ce oameni importanți a epocii a cunoscut și așa mai departe. Sunt zeci, sute de nume care nouă românilor de astăzi nu ne zic nimic. Sunt zeci, sute de evenimente la care el face referire și în care noi riscăm să ne împleticim. Însă, dincolo de balastul ăsta, cel puțin balast dacă nu suntem foarte erudiți și lucrurile alea nu ne spun ceva, există cel puțin trei motive pentru care cartea, deși un nițel atipică în meniul nostru de lecturi, totuși își găsește locul acolo. O să insist în următoarele mele intervenții asupra pasajelor foarte frumoase din carte. Eu încă am candoarea să găsesc că pasajele frumoase dintr-o carte au importanța lor. Există apoi o spectaculoasă contribuție de psiholog pe care o are Tocqueville în cartea asta. E un bun observator, un foarte bun moralist, un foarte bun descriptor al moravurilor. Există de asemenea mici filozofeme. Nu doar că povestește evenimente politice din Franța prime jumătăți a secolului al XIX-lea, dar există și bruiane de reflexie. Deci pentru frumusețea cărții, pentru observațiile lui de moralist, de psiholog, pentru cele câteva crâmpeie de filozofare, cartea asta merită să facă obiect atenției noastre. Fac într-un fel trecerea la invitatul de astăzi, amintindu-vă un lucru care are și el importanța lui. Cioran, după cum știți, n-a făcut multe lucruri în viața lui, în afară de operă, care este grozavă, și în afară de Tacla, în care s-a epuizat decenii la rând, cu zeci de cunoscuți și necunoscuți, n-a făcut foarte multe lucruri. Unul dintre foarte puținele lucruri pe care le-a făcut, una dintre puținele lui slujbe, ca să zic așa, a fost un volum care s-a numit Antologia Portretului. Antologia Portretului nu e o carte scrisă de Cioran, e o carte editată de Cioran. Pentru un editor francez, ce a făcut simpaticul nostru nihilist? A citit pur și simplu marile cărți ale literaturii franceze sau o parte dintre ele și a selectat pasajele foarte reușite, pasajele de portretistică. Memorii, jurnale, eseistică și așa mai departe. A selectat pasajele de portretistică, medalioanele cele mai interesante pe care le-a găsit, le-a montat într-o antologie, a produs și o introducere și a pus pe piață un volum care se numește, aici vreau să ajung, Antologia Portretului de la Saint-Simon la Tocqueville. Prin urmare, și pentru Cioran, care era
vag interesat de chestiuni teoretice, cartea asta a prezentat interes. Și când a venit vorba să antologheze pasaje portretistice strălucite din literatura franceză, nu a ocolit. Despre cartea aceea, îmi aduc aminte, Horia Patapievic, despre antologia portretului, spunea că este o capodoperă de portret indirect. Acolo este o defilare de portrete, la capătul cărora, sugera Patapievic, îl poți recunoaște pe Cioran însuși. Alegând anumite portrete în dauna altora, el și-a făcut într-un fel, sie însuși, un portret. În prezentarea invitatului de astăzi, profesorul Sorina Tohi, o să încerc genul ăsta de portret indirect. Prin urmare, nu o să insist asupra lucrurilor pe care le știți, și anume că, de pildă, este un eseist important, că este un istoric al culturii, că a editat volume foarte interesant, că e un soi de globetrotter academic, un om care știe toate universitățile, toate fundațiile, toate grupurile de dezbateri, think tank-uri și așa mai departe, în ultima vreme cu un interes mai apăsat pentru zona Shanghai, Taiwan, Hong Kong, Singapore. Nu o să insist asupra faptului că e un polihistor. Îl avem în față, în măsori cuvintele, că unul dintre cei mai învățați oameni din România. Cine a răsfoit volumele lui, Utopica, Civitas Imaginalis, Războaie Culturale, Exercițiul Distanței și așa mai departe, a văzut că omul care ne face astăzi onoarea să stea în fața noastră a citit tot ce e mai important în teologie, a citit tot ce e mai important în filozofie, în lingvistică, în logică, în literatură și așa mai departe. Și continuă să citească. Da, nu, e mai cu seamă în Utopica, unul dintre volumele lui Sorin Antohi, sentimentul de cantitate culturală este pur și simplu zdrobitor. Însă, cum zic, nu o să insist asupra calităților răstora, ci o să încerc să-i fac un portret invocând pe câțiva dintre mari intelectuale ai lumii cu care Sorin Antohi are negoț personal. O să-i invoc și o să spun cine sunt. Bună oară, până să ne adunăm cu toții, ne spunea lucrul care pentru mine a fost o noutate, că l-a cunoscut pe Derrida. Nu e nevoie să vă spun că e o figură importantissimă din filozofia franceză a secolului 20. Paul Ricoeur e un alt nume. Mă uitam la un moment dat în enciclopedia Stanford, unde despre Paul Ricoeur, un filozof francez tot de secolul 20, se spunea nici mai mult, nici mai puțin, decât că e unul dintre cei mai importanti filozofi, nu francezi, punct, din secolul 20. L-a cunoscut personal Sorin Antohi și pe Paul Ricoeur. L-a cunoscut personal și a făcut chiar o carte cu el pe Moshe Idel. Moshe Idel este cel mai important specialist în cabala din lume. Sorin Antohi, nu numai că l-a cunoscut, a făcut și o carte cu el, care se numește Ceea ce ne unește și care a apărut la Folion. François Furet, cine este interesat de Revoluția franceză și de toate avatarurile ei, de toate reîncarnări sau de Tocqueville, știe că Furet e un nume inconturnabil. L-a cunoscut și pe François Furet, după cum cred l-ați cunoscut și pe Alain Besançon. Un alt autor interesant, Paul K. Feyerabend, îi americanizez numele, care e interesant pentru cei care au citit mitică filozofie, epistemologie, în cuvinte foarte fruste, e un om care a scris cărți spectaculoase în favoarea relativismului, în favoarea ideii. Încerc să simplific. Da. În favoarea ideii că orice enunț e relativ la o anumită parohie, la o anumită doctrină. La ca un joc. Știu, cu un lacatoș, știu. Deci, un epistemolog foarte interesant, un om care reflecta asupra cunoașterii, să zicem așa. Alt nume mai puțin cunoscut în România, dar care e o somitate pe plan european și cu care Sorin Antohi are dialog, este Jörn Rüsen. Este cel mai important teoretician al istoriei din Germania. Este un colos în lumea intelectuală de limbă germană. Închei pomenindu-l pe Hayden White, care e un soi de Rüsen american, de asemenea un teoretician asupra care istoriei. Care e pornit în literatură și atunci poate că cei care au pornit literar știu mai bine. V-am dat așa câteva nume, am înfipt câteva steaguri în câteva dintre culturile occidentale importante de astăzi, ca să vedeți cu cine stăm de vorbă.
nu v-am chemat acasă degeaba. Și carte interesantă, chiar dacă nu e o proză foarte simplă, și invitatul este spectaculos, chiar dacă nu-l vedem în fiecare zi la televizor, omul fiind mai mereu în străinătate. O să închei rugându-te să îți faci mendrele, ca să zic așa. Asemenea, introducere omoară de obicei vorbitorul și bineînțeles. Însă eu nu sunt ușor de omoare. Este o figură destul de ciudată și controversată, așa că am ajuns după fel de fel de aventuri și peripeții, în care principalul meu inamic am fost chiar eu, la o situație de libertate la care am visat întotdeauna, dar care îmi scăpa mereu, fiindcă în ciuda spiritului meu rebel, care m-a băgat tot timpul în fel de fel de încurcături și unde foarte mari, parcă mai trebuie ceva pentru a-mi desăvârși căutarea libertății, și asta era o formă de autodistrugere care s-a manifestat în câteva instanțe devenite publice și care, în fine, cum să spun eu, m-a izbăvit de un elan perfecționist pe care și acela, de altfel, mă lega, trebuia să-l ucid fel în mine, dar este cel mai subiect. Bun, am cunoscut fel de fel de lume. Nu... Și Băcioran, aveți o, da, există o înregistrare. Nu, am scos o carte, am scos chiar o carte, este o carte de dialog, cum vorbim. Neantul Valar? Da, Neantul Românesc, sau Neantul Românesc, a apărut la Polirom. Nu am căutat să cunosc pe niciunul dintre aceste persoane, pentru că, din respect pentru timpul lor, nu vreau să mi se... Așa. Dar unora le-am scris înainte de 1989 și ei au fost extraordinar de generoși, răspunzându-mi. Asta e o regulă la comunicare pe care occidentale o absorb de mici și de la care niciodată nu divaghează. Și apoi, în 1990, când am putut să fug în sfârșit de aici, am ajuns să-i cunosc. Toate aceste figuri și mulți alții s-au arătat de o generozitate incredibilă, care este prin ea însăși o lecție de viață. Cred că învățasem această lecție de la mentorii mei români, Mihai Șora, Alexandru Zuba, Adrian Marino, alții. Și îmi place să cred că am practicat-o cu alții care au bătut la ușa mea sau la ușa cărora am bătut eu. Asta e de fapt chestia. Trebuie să, ceea ce ne se spunea nouă la pionier era adevărat. Trebuie transmisă pe plia mai departe. O primești de la cineva, o dai altă. E toată... E foarte adevărat. Acum nu știu dacă la pionieri se mai practică mesajul. Pionierii postcomuniști ăștia. Așa. Ei, poate să ajungem la Surniz, dar înainte de asta vreau să vă spun câte ceva despre Tocqueville. Tocqueville sunt autor impopular în toată lumea. Să nu vă faceți impresia că el este atât de citit pe cât s-ar putea crede. E un autor extraordinar de celebru, dar foarte puțin citit. Și extraordinar de prost înțeles. Aș exclude de la început lectura americană a lui Tocqueville, standard, pentru că acolo el are o popularitate în mediul științei politice cu totul ieșit în comun, fiindcă omul ăsta, aristocratul francez, născut la Paris, trăit în Constantin, pentru că era din familie normandă, un strămoș al lui Thomas Hastings, de partea asta, a normazilor. Așa. Deci, acest aristocrat francez a scris despre americani. Americanii sunt extraordinar de bucuroși când scrie cineva despre ei și că el a scris de vreme și a scris cu o foarte frumoasă, cum să spun eu, cu o foarte frumoasă formă de curiozitate pentru ceva extraordinar de nou, pe care băștinașii cu siguranță nu reușeau să înțeleagă. Și și-a păstrat reflecțiile pentru volumul al doilea, din cartea lui celebră Democrația în America, un volum aproape imposibil de citit în America, fiindcă este, în primul rând, un volum
pesimist, elegiac, este o profeție sumbră legată de viitorul omenirii, care credea Tocqueville se va manifesta prin stingerea luptelor de clasă și tuturor antagonismelor în urma procesului inexorabil pe care îl numea egalizarea condițiilor. Irezistibile cuvântul da. Care îl în asta el credea, sincer, ca un aristocrat francez ce se găsea, confruntat cu moștenirea Revoluției franceze. El s-a născut în 1805, deci a văzut deja efectele Revoluției franceze în societatea din jurul lui și confruntat cu o perioadă extraordinar de agitată în care încercările de a face republică erau permanent sabotate de încercările de a restaura un regat, de a face o monarhie parlamentară, de a construi un imperiu, de a reveni la republică, de a face câte ceva din toate astea împreună. Lor le-a ieșit, după cum știm, francezilor, o republică monarhică, până în ziua de astăzi, nu cu un președinte exagerat de puternic, etc. etc. Deci, exclud lecturile americane, fiindcă, așa cum am avut cruzimea de a-i spune unui mare editor american al lui Tocqueville, ei îl citesc pe Tocqueville ca și cum l-a citit pe Rousseau. Ei nu au pur și simplu organ pentru această sfârșietoare imagine profetică din volumul al doilea și preferă partea descriptivă, extraordinar de perceptivă a lui Tocqueville, apoi din diferite motive. Vă dau un singur motiv, de exemplu, interesant. Într-o lume în care nu există o biserică majoritară, Tocqueville a găsit această multitudine de biserici care își dezvoltau în momentul în care a văzut el în 1830-1831 o bază socială, comunitară, extraordinar de vibrantă, o soluție împotriva, sau o soluție a problemei teologico-politice, nu? În condițiile în care nu ai o biserică, ci ai o multitudine de biserici, în care chiar dacă unele sunt mai mari decât altele, nu sunt suficient de mari pentru a le copleși pe toate, ai una din cheile puterilor intermediare, sau ceea ce englezii numesc checks and balances, care garantează, să spunem, o evoluție a democrației între anumite limite acceptabile, rezonabile. Adică un fel de zăgaz al acestui curent inexorabil care tinde să transfere principiul legalizării condițiilor într-un principiu fundamental al tiraniei majorității, care duce la o formă de despoție și care, desigur, este sfârșitul oricărei democrație. Lucru pe care el îl vedea, sigur că n-a profețit totalitarismul de secolul 20, cum au încercat unii să spună, dar el a văzut această, în această irezistibilă egalizare a condițiilor pentru el spectaculoasă și în Franța. El o văzuse în America, bun, e o altă țară, să fie cu noroc. A văzut-o însă progresând foarte rapid după monarhia din iulie și în Franța și atunci a avut revelația că tot acest proces începuse cu mult înainte, prin acțiunea de centralizare a statului francez sub Ludovic al XIV-lea, un proces extraordinar de lung și laborios, tragic pentru mare parte a populației, în care 1789 este un episod și în niciun caz o ruptură. Asta, Tocqueville, poate pentru istoria Revoluției franceze, este sfert de o serie de mișlei care a făcut din ea cu totul altceva. Exegetul, primul exeget, cu excepția istoricilor economici francezi, englezi, care a sesizat elementul de continuitate simbolică, fundamentală, la nivelul filozofiei politice, între ceea ce a fost în vechiul regim și revoluție. Asta este tema, de fapt, celei de-a doua mare lucrări a lui, vechiul regim și revoluție. Bun. El a fost uitat în secolul XIX destul de repede, la concurența cu foarte, foarte populari autori, între care aceștia mai romantici ca Michelet, el nu rezista. Deci scrisul acesta pesimist, destul de mizantrop, foarte lucid, poate uneori hiperlucid, ironic, de multe ori autoironic, ceea ce saltează tot un autor ironic. Nu? El face mișto de toată lumea, sunt el, cum ați văzut, dar și de el.
Adică are o distanță, nu e un tip încrezut care îi vitriolează pe toți ceilalți. Care ar putea să fie păcatul lui ducelui Saint-Simon, nu? Că el e plasat de obicei, domne, e mai puțin crud decât ducelui Saint-Simon, autorul unor memorii, un om cu o viață complet banală, absolut banală, nu? La sfârșitul secolului XVII și în prima jumătate a secolului XVIII, cu care Cioran rezona mult mai mult, pentru că Cioran este... Cioran este un om al secolului XVIII, este un moralist francez al secolului XVIII, care a făcut acest salt în dără de la antimodernismul anilor 30, în care săracul intrase până la plăsele, într-o lume care era de dinaintea clivajelor stânga-dreapta. Deci nu e un salt inocent, nu? Autoreinventarea lui Cioran ca om al secolului XVIII, care este contemporan cu La Rochefoucauld și Bolnar și ducele Saint-Simon, nu este întâmplătoare, este un demers post-istoric interesat și foarte conștient pe care Cioran l-a făcut pentru a scăpa de moștenirea anilor 30. Adminte, l-ați văzut executat mult mai repede decât a fost executat Eliade. Pentru că el era la Paris totdeauna, unde oamenii știau exact ce făcuse în anii 30, era o emigrație puternică de evrei români acolo, și în care existau foarte mulți care înțelegeau exact ce însemnat fascismul sau formele de fascism sau de extremă dreaptă în Europa. Eliade a avut viclenia de a fugi în ultima clipă cu ajutat de prieteni din această Europa postvelică în care începeau să se facă reglările de conturi. El a putut exact pe pragul acela. Reglările de conturi încă nu erau publice. Seseră câteva în Franța la început, au mai pușcat un braziac, un alta, dar nu s-a apucat să treaba serioasă. Când treaba serioasă la sfârșitul anilor 50 putea să apară, cu ajutorul prietenilor săi, protectorilor săi, care erau și ei de dreapta, organiciști, oameni într-un fel de comună cultură antimodernă a reușit să scape la mește. Deci spui că Eliade a plecat în America ca să scape de jurături? Păi da, da? Nu, eu n-am mai auzit. Păi Eliade a fugit în America foarte frumos pentru că în Franța nu mai putea sta, un motiv destul de simplu. Sigur că dacă fugi de la un loc rău la un loc extraordinar, nu seamănă la fugă. Da. Fugă a fost. Bineînțeles da, că nu, fugă a fost, pentru că în momentul în care s-a pus problema numirii într-un post fix al lui Eliade, la Centrul Național, cu sprijinul celorlalți oameni care credeau în trifuncționalism, etc., și care îți simpatizau, și oamenii din cercul de la Eranos, unde era acum, era foarte popular, se cunoscuse personal cu Jung, îl cunoscuse pe Gershom Scholem, care, etc. În acest caz, și bineînțeles, toată lumea asta, Ricordan și toată lumea asta de la Eranos, totul era minunat, numai că el trăia din expediente, din generozitatea prietenilor și sponsorilor. Și în momentul în care el a trebuit să fie pus acolo să primească un post de cercetător, păi l-au dat în gând totuși discret cei care știau puțin despre el. Ei au consultat ambasadorul Eliade, însuși în jurnal, notează că l-a întrebat franceze pe Simeon Stoilov, matematicianul, care era ambasadorul nostru la Paris, și el a spus, citează textual Eliade văzând, nient, pentru că se verificase dosar și ca să, mă rog, să nu mai lungim mai mult de atât. Cu Cioran a fost exact la fel când a vrut să se înscrie la doctorat și... Aia Cioran nu prea era interesat de doctorat, el a avut el treburile lui, nu îl interesa absolut deloc, el îl interesa bursa cantină, nu, era înscris din motiv de subsistență, bursa cantină, atât. Și s-a dus acolo până când nu l-au mai primit. Era un om de 40 ceva de ani, avea un fel de pseudo-legitimație de nu știu ce și unul de la cantină responsabil zice, domne, domne, te văd aici, ziceam în bătrânită când tot zic aici, și atunci s-a lăsat, noroc că soția lui era profesoară de engleză, avea din ce trăim, îl ținea aici. Bun. Dar Tocqueville a dispărut, cum spun, pentru că există în secolul XIX. Deci, el este un om al primei jumătăți a secolului XIX. Bun. Când el dispare, aceste amintește foarte bine, erau destinate unei publicări postume întârziate. Ele au fost totuși publicate, oarecum în apropierea morții lui, dar nimeni nu mai era interesat în lumea asta. Toată lumea asta intra în tăvălugul modernizării Franței, care avea cu totul și cu totul alte agende, în care discuția asta nu era. Gândiți-vă la un fapt istoric, fundamental, nu? Nu există partid liberal în Franța.
Deci, liberalismul care a dat câteva minți extraordinare în Franța nu a reușit să coaguleze un partid. Și până în ziua de astăzi, gândiți-vă la poziția aceasta foarte complexă a liberalismului în toată lumea, unde, în general, liberalii nu construiesc partide. O problemă a liberalismului, care este o problemă intrinsecă, sesizată foarte bine de Karl Popper odată în Conjectures and Refutations, este că pe liberalism nu poți construi o utopie. Liberalismul are un fel de micime spirituală, un fel de prudență excesivă, un pesimism, poate o mizantropie, în orice caz o regulă de fier care îl duce către un individualism adesea aproape zoologic și anti-uman, nu? Bellum omnium contra omnes, transformat într-un fel de regulă de viață, împreună cu stihia pieței libere necontrolate, și atunci din asta nu se poate construi o utopie. Și asta este o problemă fundamentală. Socialismele au făcut în neștire utopii și cu ce rezultate, dreptele de tot felul au făcut în neștire utopii cu ăștia nu. Partidele liberale sunt partide mici. Da, partide mici care în situații conjuncturale favorabile pot juca rol de arbitru, pot împlina o balanță, dar nu pot construi programe pe termen lung. Uităm istoria din România, cum se numesc ele și nu știu ce e asta, nu ne cred că interesează. Chiar Partidul Național Liberal, rebelic. Noi ne gândim la riguros, la doctrină riguros liberală. Asta e o problemă. Și nu e o problemă numai în România, unde toate etichete sunt false, dar e o problemă peste tot, chiar și acolo unde există un interes pentru doctrină. Fiindcă regula individualismului este totuși o regulă care se opune construcției unui mare partid care face mari programe de masă. Asta este sinat. Bun. Asta a dus la uitarea politicianului Tocqueville. El a avut o viață politică foarte scurtă, deși asta de ales era oarecum inevitabil. El era cel mai cunoscut acolo în departamentul Manș, la Valoni, unde-i castelul. Ai cum să nu îl aleagă deputat? L-au ales deputat. El era destul de flexibil și nehotărât de astfel. Nu știa dacă, în mod normal, un aristocrat cu ar fi trebuit să refuze orice altă formulă decât, în cel mai rău caz, să spunem, o monarhie constituțională. Dar el l-a fructuat. Nu era convins nici de unii, nici de alții. Și spune întotdeauna el, domnule, într-un fel, pot de mieux eu merg cu ăștia sau merg cu ăilalții, pentru că nu am văzut până acum niciun semn că ar putea să apare ceva mai bun. Și atunci eu sunt din motivul acesta strict pragmatic, care de altfel nici nu îi strica atât de mult, pentru că avea o viață destul de plăcută, castelul ăla trebuia întreținut toate. Acest om politic, sigur, a fost prezent acolo, pentru că avea o notorietate extraordinară după primele lui publicații. Deja rapoartele despre sistemul penitenciar din America îi dăduseră o anumită mică faimă în cercurile juriștilor, avocaților, politicienilor care au interesat de reforma drepturilor omului, nu? Știți că tema reformei sistemului penitenciar este o temă masivă a secolului XVIII, pe sfârșit, și a primei jumătăți din secolul XIX. Absolut toată lumea e obsedată cum să facă, să schimbe de la Beccaria, Bentham, toți ăștia, cum se schimbă sistemul de pedepsire. Poate că, deși inexact istoric, cartea lui Foucault și de Effenir, este o bună, să spunem, introducere pentru asta. E dificil de citit, pentru că nu e exact istoric, dar, mă rog, tema generală este asta. Cum s-ar putea trece de la pedeapsa exemplară și aleatorie la pedeapsa sistematică, astfel încât pedagogia penală să se exercite prin certitudinea că toți culpabilii vor fi aduși în fața tribunalului și nu prin scoaterea din căciula unui vinovat și tragerea lui pe roată în public pentru că a vânat, de exemplu, căprioare pe șase gardea. Pentru că în sistemul vechiului regim, toate delictele erau reduse în final la o formulă de lez majeste. Și atunci, dacă te aduce în situația asta, care nu este una juridică, ci asta de natură teologico-politică, desigur, pedeapsa trebuie să fie absolut brutală, exemplară. Și, de asemenea, filozofii dreptului au cerut, și ai jurisprudenței au cerut, ruperea acestei legături substanțiale între delict și pedeapsă. Pedeapsa nu mai trebuie să fie, trebuie să fie proporțională, dar rațional proporțională, nu de aceeași natură ca delictul. Omor un om, te omoară ăla pe tine statul.
Deci toate aceste combinații erau absolut altfel. Sistemul extraordinar de brutal al coloniilor penitenciare, penitenciarilor, etc., trebuia schimbat. Bun. Și atunci au avut un mare succes, prietenul Sof Bomo și Topil cu asta. Era notoriu. Dar nu mult mai mult de atât. A intrat pentru că în momentul acela a venit primul volum de la, al cărții Democrația în America. Și asta, într-adevăr, într-un mod extraordinar de spectaculos, l-a impus. Au citit aia cu nesați, formulările lui sunt absolut extraordinare, au descoperit o lume nouă despre care se știa câte ceva, de care erau foarte interesați, pentru că exista această proiecție a francezilor, pe de o parte aristocraților, care și-au jucat și un rol acolo în 1776, un rol al francezilor acolo, un fel de ultim spasm al unei aristocrații care se construiască ceva în lumea nouă, nu numai în Louisiana, dar în general, pe de o parte și pe de altă. De altfel, le-a învățat direct de la francezii care seseră în Louisiana în funcții mari, Tocqueville, ce s-a întâmplat cu adevărat în America, în colonii. Și de altă parte, o viziune a acestui republicanism masonic, luminat, nu știu ce, care a dus la, prin figura lui Jefferson și așa. Deci, era un interes. A venit ăsta, a spus jocuri formidabile. Din fericire, volumul al doilea, care a fost și mai puțin, mult mai puțin citit, n-a atenuat această fame, a intrat în Academie, în asta. Sigur, având această excelență, fiind format juridic, de avocat, și jurist, a intrat să scrie în Constituție, nu știu ce, toate astea. Deci el avea această... Dar posteritatea lui s-a oprit, ca un politic, scutul lui ministeriat de mai puțin de 5 luni a fost neînsemnat. El însuși a făcut greșeală după greșeală, nu era prea convins, nici el nu era prea mândru de ce a făcut ca ministru. Nu e, n-a făcut, nici mai a făcut mare lucru. În primul rând, poate bine de spus asta, am să fiu totuși scurt la un moment dat, acum trebuie să vă spun ceva de context, că altfel nu se înțelege ce-i cu ăsta, de ce scrie el. El era concurat, ministrul de externe, nu ne gândim la România, hai să ne gândim la o țară, în sfârșit unde există un ministru de externe. Ministrul de externe este, pe vremea respectivă, era extraordinar de concurat de o sumedenie de alți emisari care plecau de la alte corpuri sociale, organizații, etc. și reprezentau cam același lucru, sau nu se știe foarte bine ce reprezentau. Deci nu controla, pentru că, de exemplu, dacă era într-o monarhie, emisari personali ai monarhului, împărat, rege, etc., circulau permanent. Era destul de neclar ce fel de statut au ei exact și în ce măsură rapoartele lor trebuie, nu știu ce. Și apoi vedea și ăsta, ministrul civil, cum ar veni, ministrul de externe. De asta a fost de asta lui Tocqueville. De asta Tocqueville a fost de asta să trimite și tip, că îi trimiteau rapoarte de care nimeni nu se interesa. S-a fost o mare frustrare pentru el. El a avut săracul de-a face și cu țările române, nici cu Lau și pe aici niște lucruri. Da? Da, da, adică a avut schimb de scrisor. N-a avut... Și după aia lucrurile s-au uitat. Franța s-a schimbat, a intrat în modernizare, Tocqueville nu mai era relevant. Tăcerea despre Tocqueville a durat până la sfârșitul al celui de-al doilea război mondial. Când un grup de inițiativă, sigur, Arom a fost printre ei și cel mai important, de fapt, a reluat interesul pentru Tocqueville din același motiv pentru care Tocqueville a devenit lectură după 1990, în Franța și în Europa de Est. În încercarea de a găsi o sursă franceză a unei democrații, etc., după problema lor cu Vichy și după toată povestea. Și atunci ce au făcut? Nu s-au întors la nimic din anii 30-20, că nu era prea ușor. Nu s-au întors la mare lucru nici la sfârșitul secolului XIX și s-au întors la clasicul Tocqueville și l-au redescoperit. Și atunci a început extrem de laborioasa editare operelor complete care au început să iasă prin anii 50 și nu s-au terminat nici acum. S-au scos vreo 39 de volume în opere complete. Sunt doar scris o grămadă, nu cum se vede. Există și ediția de la Pleiade, aia deocamdată sunt, știu, de 3 volume, sunt câteva mii de pagini acolo. Dar nu, 4500, dar nu e tot. El a scris enorm, pentru că el a scris o corespondență fabuloasă. Tu spuneai într-un mesaj că ai citit vreo 3000 de pagini. Da, am citit vreo 3000 de pagini. E mult, e fascinant, domnule, ăsta era un om. Nu, de ce? Pentru că așa aici ajungem la subiectul de după 90. Deci ei l-au redescoperit, nu știu ce au încercat să facă. N-a mers. N-a mers nici de data asta, 50-60. A venit 68, a uitat toată lumea, Tocqueville, la revedere.
Bun. Și atunci un grup mic de persoane dintre discipolii lui, direct ai lui Aron, între care, în primul rând, Fasoa Fiule, a spus, domne, pentru că Fiule preda la Chicago, da, jumătate de an, și acolo s-a prieten cu Eliade, a zis, domne, dar totuși, pe aici nu. Și atunci poștei elevi ai lui Fiule și prieteni de-ai lui, între care Fasoa Melonio, care e editoare și femeie nu foarte inteligentă, dar foarte robace și e bună pentru ediții din astea, foarte, nu-i foarte așa. Dar muncitoare. Pierre Manon, care este extraordinar de inteligent și care pe vremea respectivă nu era neocon ca acum. El săracul a trecut prin această fază de liberalism luminos cu Octavian Aronian. Da. Și atunci vine sfârșitul comunismului în Est. Și ce să vedeți? Toată lumea din Occident încearcă să-și recicleze sau să-și relanseze diverse concepte politice. De exemplu, unul a fost societatea civilă. Despre amici, unii sunt nu suntem așa mici, dar despre amici ca să știți, dar trebuie să citiți. Dom'le, de societatea civilă nu mai vorbea nici dracu în Occident decât că sfârșit. Și 90 toată lumea începe. A fost un început în Franța cu Alain Touraine și nu știu ce, după 1980 și Solidarność, când i-au vrut să ilustreze această teză. Dom'le, ăștia sunt tiranii, sovietic, nu știu ce, tot este înfiorător, groaznic, nu știu ce, dar eroica societate civilă se ridică în frunte cu intelectuale, nu știu ce. Este teza greșită care i-a construit cariera lui Vladimir Tismăneanu în Statele Unite, începând cu cartea lui despre Reinventing Politics. E o teză absolut greșită. Regimurile comuniste în Europa de Est nu s-au prăbușit pentru că intelectualii le-au prăbușit și societatea civilă i-a urmat. Doamne ferește! Nici măcar în Cehoslovacia unde a avut Carta 77, nicăieri. Sau Polonia a avut Solidarno. Sunt alte. Alea sunt, dar și altele, foarte departe de lista de motive și cauzalități. Bun. Dar e o teză atât de seducătoare, atât pentru intelectualii din Est, și pentru intelectualii din Occident, care îți vorbesc la infinit despre ce minunat este să fii intelectual în Est. În universitățile lor, ei fiind izolați, în general, nu zic Statele Unite, sunt total izolați, sunt down and down, două lucruri diferite, la fel Marea Britanie. Dar oamenii nu prea au de-a face cu politica normală, cu viața reală, nu? Și ce fantasmă mai frumoasă pentru universitar izolat și anonim decât asta să spui că există totuși un tărâm minunat acolo, o Arcadie sau nu știu ce, în care, domnule, o utopie, în care intelectualii... Dar Constantin, când a vizitat Polonia în anii 50, i s-a spus că l-ar auzea acolo, ascultau polonezii disperați la radio, era ceva foarte așa. Și zice, domnule, ce e chestia? Domnule, șeful partidului îl rade pe unul acum de mască, nu știu ce, că e un om rău și extraordinar. Că ce cu el? Deci ăsta este sociologul Leșe Coacovski. Și Talcott Parsons spune, sau te domne, ce n-aș da eu ca în Anglia la BBC radio să mă radă pe mine primul ministru? Ce atenție este de important? Bun. Deci a venit. Și atunci francezii au sărit imediat la această chestie și Ministerul de Cultură și Ministerul Afacerilor Externe l-au însărcinat pe Fasoa Fiule, să facă un, ceea ce noi glumind numeam circul topit, când mergeam din oraș în oraș, un sistem de nouă conferințe în toată lumea, despre Tocqueville. Ei acum ar fi vrut să propună pe Tocqueville ca un fel de anti-Marx, care să facă două lucruri, să dea ăstora esticilor o viziune despre nu știu ce, pe această fraudă intelectuală, că este ancien regim și revoluție. Ambele erau greșite, nu? Comunismul nu era un ancien regim în sensul istoric, era o prostie să vorbește despre asta ca ancien regim, pentru că structural e totul altceva, unu, pentru că există corpuri sociale vibrante, intermediare, asociații. Asta este cheia ancien regimului, aia nu există la comuniști. Unu, doi, deci anacronism, prostie, doi, nu vizese revoluție. Bun, deci n-ai nici ansia regim, n-ai nici revoluție, totuși Tocqueville să-i să vedem dacă nu ăsta ar putea să-l înlocuiască pe Marx. Și asta a fost un mare pariu al francezilor. Pariul a ratat. Dar aceste nouă întâlniri s-au făcut, una s-au făcut și la București. Au început în Iugoslavia, a căzut Iugoslavia. Am fost în primul avion
care a, în ultimul avion care a scăpat din Iugoslavia, a început să războiul în vara lui 91, ultimul Air France, ne-au ajunat vreo 3 zile să ne întoarcem la Paris, că era aeroportul ocupat. Bun. N-a mers. De-aia era. Iar Führer a făcut această, el a coordonat aceste nouă, care au culminat cu o întâlnire chiar la Valon, bineînțeles, în 94 și la Castelul lui Tocqueville, nu? La Castelul Tocqueville, oamenii fiind drăguți acolo în regiune și bine cu seniorii, nu distruseseră Le Colombier. Cine ne știe istoria Evului Negru sau istoria Ansia Regimului, știe că dreptul de a avea porumbei era un drept al seniorului, nu ăla, le doa de senior, ăla, nu, dar porumbei nu putea să aibă toată lumea. Și columbarul era pe vremea aceea un simbol extraordinar de statut, nu? Și când veneau ăștia masele la populare și mai dădeau foc pe acolo, făceau jacării, rădeau acolo. La Tocqueville-ești, cum ar veni la Castelul Tocqueville, e acolo. Păi au venit pe acolo, nu știu ce. Acum e proprietatea unor descendenți care fac bani din ăsta, îl dau ca turism. Dar o parte din arhivele lui s-au mai păstrat acolo, grosul arhivelor este la ei. Dacă vreți să studiați Tocqueville, și ajung imediat la suvenir și ne... Dacă vreți să studiați Tocqueville serios, de la Democrația în America există într-o ediție de la Dran, pe care am donat-o eu ori la NEC, ori la Biblioteca Centrală Universitară, deci există, care înseamnă două volume așa, albastre, frumos, în care ăsta, Eduardo Noia, care este unul dintre cei mai mari specialiști al lui Tocqueville din lume, scrie puțin, dar știe cel mai bine Tocqueville, a adăugat aproape 40% text nou. Deci te întreb ce dracu să mai ai, s-a dus la el și a găsit acolo, etc. și o ediție critică fabuloasă, în care poți să rămâi o viață de om să studiezi. Fantastică realizare. Bun. Ei, nemergând aceste lucruri cu Tocqueville, Tocqueville este din nou într-un moment de cădere și este un lucru pentru erudiți, pentru sigur, sunt bază la facultate, nu știu ce, dar nu credeți că este vreo mare inspirație. În România, Tocqueville nu a fost o inspirație. A fost practic necunoscut în timpul său, bineînțeles. Bun, acum Ion Helia de Rădulescu sau ăsta, sigur că ei mai auzeau. Există, da, nu, ei auzeau cum auzeau de multe lucruri. Dar nu uitați că aici, în țările, în principate, problema era că la noi nici luminile nu se consumaseră. Și lumea voia să facă altceva, nu era, nu era problema. Stocqueville nu era o chestie care se intereseze. Dar există, este probabil citat prima dată în 1836, în sync, cum ar veni în Curierul Românesc, sunt traduse notele despre sistemul penitenciar al lui Cubomo. Și la noi se discuta. E un vizitator francez care spune, domnule, l-am întâlnit pe unul care zice că inspectorul închisorilor pe aici, și ăla știe, domnule, a citit Tocqueville, zice, al dracului, aici, în mizerile astea. Și chestie, domnule, ce-au ăștia. În 1840 a fost descoperit un asemenea tip, un inspector Florescu. E preocupat de reformarea închisorilor. Dar la noi a fost, desigur, preferat un om ca Michelin, nu? Că era romantic, învolburat, frumos, luminos. Asta era omul lor. Bine, a avut dezavantajul că a și murit Tocqueville, deci nu putea să-i ajute. Orlobiul moldovalac i-a țintit pe ăștia care erau acolo în putere și puteau să aveți forile pentru ei. Și lobiul moldovalac de la 1848 este poate cel mai reușit în istorie, în general. Pentru că toți acești oameni care dictau ce se discută la Paris, la Collège de France și în toate, le tout Paris, erau filoromâni. Ce pot să mai spui, depinde ce ori vorbești de imaginea României în țara noastră obsedată de sine, ăștia au lovit inimaginabil, deci exact la țintă. Deci, bun, bine, Tocqueville era bolnav, retras, s-a retras din politică, a murit de vreme, de tuberculoză. Dar în această lume, organicismul era mai important, deci tipii care erau lângă Tocqueville și anti-Tocqueville, Spencer și nu John Stuart Mill, prietenul lui Tocqueville, pe care s-a vizitat și câți ducea în anul. Foarte interesant să face o comparație Marx Tocqueville pentru aceleași lucruri vizite de la Manchester la o diferență de câțiva ani. Ce vede ăsta sau ideea despre ce să facem cu pauperism, problema sărăcii și acolo și nu știu cum se tratează, ce spune unul, ce spune altul. Foarte interesant. Nu sunt lucruri așa de diferite, deși. Sau ce spune ăsta despre America și ce spune tipul care îl concurează într-un fel în Franța, dar care intră într-o chestie mai obscură, care este marchizul de Custine, care se duce în Rusia.
Și dă în același timp în care ăsta călătorește cu Beaumont și dă o deschidere fabuloasă a Statelor Unite, ăsta dă o fantastică deschidere a Rusiei. Scrisori despre Rusia. Da. Sunt absolut geniale. Întâlnește pe toată lumea, că era mai ușor, era un saloane, nu știu ce. El l-a cunoscut pe Chadaev, au zis, lasă portretul fascinant al lui Chadaev, fixat la saloanele alea cu uși între deschise, în prag, într-o cameră oarecum cu slavofili și o cameră oarecum cu zapatnici, cu occidentaliști. Deci el, profilul acesta, oarecum epistofelic între două lumi. Bun. Bineînțeles că Maiorescu, care citea de toate, a ajuns și pe acolo, dar el îl prefera pe Ipoliten pentru chestia cu Revoluția. La fel, pentru Revoluția franceză, el preferau, desigur, pe Michelet. Pentru că Michelet avea această chestie romantică puternică de construcție națională, de idolatrizarea poporului și colorat deja național. Un sistem pe care Tocqueville nu îl discuta în termeni și nu putea. Eminescu avea acasă democrație în America. Bun, acum, de ce nu trebuie să ne surprindă așa de mult? Asta este numărul din The Tocqueville Review, la Revue Tocqueville de 97, unde sunt o colecție din contribuțiile noastre la aceste colocuri Tocqueville. Bun. Cum să faci să îl prezinți pe Tocqueville în lumea franceză din anii 90? Ei, asta a fost o problemă pe care Furet a avut-o până la moarte, moartea lui prematură și accidentală. El a ținut un curs la Școala de Înalte Studii în Științe Sociale despre biografia intelectuală a lui Tocqueville. Care era atmosfera? Asta poate merită să vă ne consolăm dacă avem impresia că numai noi nu știm ce e cu Tocqueville. Erau așa, toți specialiștii francezi din Tocqueville, da, prietenii lui Führer, deci Manon, Monnaut, Zuf, Pierre-Rosan Vallon, nu știu, toți ăștia care știau foarte bine despre ce e vorba, primele patru rânduri, și foarte timizi, este europeni și latinoamericani pe acolo. Latinoamericanii, deși vorbeau spaniolă, nu vorbeau neamă de franceză, câțiva italieni speriați, nu știau nimic, niciodată absolut nimic, venisele din greșeală, auziseră cu pansele la Revoluția franceză, nu știau, nu citiseră nimic. Și atunci discuția seminarului intelectual de Tocqueville era așa, un recital fabulos al lui Furet, care știa până în ultima virgulă tot ce era de știut de tema asta. Și cu lovituri din partea restaurantului, deci era un moment extraordinar, după care mergeau la prânz într-un restaurant de alături. Dar era singurul lucru, nu era absolut niciun alt decor. Era un coleg polonez, Pavel Plotowski, care de la Cracovia, care e băiatul marelui Plotowski istoric, și care într-adevăr citea, dar pentru că el învățase cu Furet la Chicago. Deci așa. În rest, nu. Și mă rog, bun, sigur că acum, la 25 de ani după, trebuie să fie și la români specialiști. Dintre români, în afară de cel care a îngrijit ediția, de care știți, Cristian Preda, care, bineînțeles, a făcut această ediție savantă, foarte dificilă, așa, Aurelian Crăiuțu a contribuit cel mai mult la, cum se spune, la analiza fundalului epocii lui Tocqueville în opera lui, care, din păcate, nu e tradusă în românește, de engleză. Bun, acum, asta. Noi nu avem, știți că pentru literație există această problemă a comparației, nu? Cum se face o comparație culturală? Ei au evoluat cel mai mult în direcția asta. Dintre toate studiile comparate, în teoria literară există cele mai avansate, să spunem, sisteme categoriale, conceptuale pentru a compara. Instrumentele cele mai bune. Bun. Și care obiecte sunt comparabile, ce nu este comparabil, care sunt limitele vegetală. Bun. Dar una din probleme pe care un român o va avea întotdeauna cu o lucrare istorico-literară din altă cultură este că seria noastră istorico-culturală e foarte scurtă. Nu doar săracă, dar foarte scurtă. Știți proverbialul capitol despre boii soarelui din Ulysses? Cum să traduci? Care este un fel de parodie a tuturor stilurilor din limba engleză, de la venerabilul Ovid, traducătorul Bibliei, latino, în aud engleș, care până la argoul din timpul începutului jurului primului război mondial. Când tu
La tine treaba e mult mai scurtă și mult mai sărată. Nu poți să scrii ca Grigore Ureche, să faci o transmutare, tu n-ai avut, tu n-ai avut Shakespeare, poți să-l pui pe Năchiță Păcărescu. Deci n-ai, e foarte greu să construiești comparații. Aici, în situația asta, suntem și cu amintirile lui Dobrinț. Amintirile lui sunt, așa cum Alex a spus foarte bine, el avea un plan că tot scriu, de fapt, să publice. El avea totul, nu se opunea, dar voia să publice după moarte. Să evite el scandalurile și nu știu ce. Și atunci a fost... Era și un moment psihologic, el era bolnav, era la Sorrento, bolnav de tuberculoză, lucrurile mergeau destul de prost, nu, chiar nu prea mergeau și el era destul de pesimist, își simțea sfârșitul și etc. Și el a vrut să facă un bilanț al perioadei în care el a fost și el prezent în istorie. Și atunci bilanțul este ăsta este. Ce am făcut eu pe lumea asta ca persoană, dincolo de faptul că am scris acele cărți extraordinare? Asta era un lucru clar. Hai să vedem când eu am apărut ca actor istoric și ca martor al unor extraordinare zvârcoriri ale Franței, într-o perioadă relativ scurtă de timp, deci de sub 20 de ani, nu? Deci, aproximativ 20 de ani, până în 1851, care se retrage din țară. Deci sunt schimbări fabuloase. Și el are... el există acolo, el e acolo. Și atunci, sigur că există o dimensiune, pe lângă autoironie și ironie, există o inclinație către caricatură, care e foarte intensă, dar e o caricatură mai ales, aș spune, un instrument euristic pentru a vedea, el spune că vrea să scrie nu istoria, ci fiziognomia acelei epoci. Am trăit în epoca asta, vreau să-i las fiziognomia. Vreau să-i las, putem să spunem în stilul moraliștilor francezi, fiziologia. Să-i spun, domnule, care erau tipurile umane care... Aici apare fiziognomia. El asta e problema lui. Vreau să facem o fiziognomie a acelei lumi. Vreau să vă arăt, de fapt, cum se declină infinita varietate a umanului într-o condiție dată circumscrisă perfect. Asta localizează absolut scrierea aceasta, cum spune Alex, pe de altă parte o deschide către lectura noastră de personaje care o citim într-un regim ficțional. Nu? În fond, unul din admiratorii acestei cărți, Dostoievski, tot asta face. Ce adică știe lumea care le citește pe Dostoievski, sau toată lumea care le citește pe Dostoievski, e bine de le citit la vârsta adultă. E foarte bine. Știu că la adolescență toți îl citim, dar e frumos, meritoriu. M-am dat seama că când am citit la vârsta adultă, după ce cunoscusem boala, decepția, suferința, e în sfârșit te pregătește viața să-l citești. Merge greu. Nu merge la... Nu e o chestie de inteligență. Inteligența ajută, bineînțeles, dar nu e acolo. Ei, ori ăștia au văzut aici dimensiunea aceasta transistorică, foarte importantă. Atunci, dacă trecem de lectura istorică, o excludă, pentru că ea este extrem de laborioasă și pentru specialiști, care de multe ori caută să vadă ce credea ăsta exact despre cutare. Pe noi asta nu ne mai interesează, lucrurile astea s-au trecut. Pe de altă parte, este o lume pe care... E foarte frumos, și mă apropie de încheiere, e foarte frumos cum vede Tocqueville această lume. Pentru el, egalizarea condițiilor pe care observați în America, în Franța se exprimă printr-o îmburghezire, dar nu în sensul, într-un sens specific tobiliast, prin transformarea în clasă mijlocie a întregii societăți. Pare că nu mai există nicio scăpare și totul devine, într-un fel, se schimbă toată lumea pe care o știa el, într-o lume care este burgheză. Și atunci, bineînțeles, cu tot ce înseamnă asta, filistinism, orizont mic, dar și tranzacționalism, dar nu toate lucrurile sunt negative. Dar este evident că lumea se schimbă și este un fel de... Cum știți că Napoleon a spus despre englezi că sunt o națiune de vânzători de magazin de astea, shopkeepers. Cam asta vede el în jurul lui și e fascinant lucrul ăsta. Și gândiți-vă la Parlamentul României, puteți să vă gândiți de data asta. Mai că la noi ăștia chiulesc. Ăia se duceau.
a doua Constituție, toată votarea. Spațiul era mic, clădirea în care se întâlneau, el spune că la 300 și ceva erau buni, dar erau 700 și deci erau o înghesuială teribil acolo. Și ăștia, el o ia ca un fel de fapt metafizic al, cum să spun eu, deși ei se detestau reciproc până la ură și până la dorința de a se extermina unii pe alții, trebuiau să fie în această situație de contiguitate și chiar promiscuitate de plină datorită acestor constrângeri spațiale. Ei, imaginați-vă parlamentul nostru mult mărit, cu un număr suplimentar de aleși care nu au fost aleși, mai că la noi e și clădirea mai mare, că le-a făcut-o Ceaușescu mare, pe de o parte, de altă parte, Chiulescu, a ducea sunt scaune. Dar dacă ăștia sta acolo, într-un fel siliți să socializeze dincolo de limitele pe care chiar bunul simț, nu doar aristocrate, dar și decorumul burghez, născând și generalii, care se generalizează, le-ar fi reclamat. Deci, asta este lumea despre care scrie Tocqueville și în cheia asta trebuie citit cartea. În rest, cred că există o plăcere a textului care ține de talentul său literar, la care toată lumea are acces. Nu? Dar eu am vrut să spun, pentru specialiștii în chestia lui Tocqueville, câți mai sunt, că nu sunt atât de mulți, asta nu este o operă de prim plan, de raptul întâi, decât dacă ei se interesează de ceva mai mult decât de o filozofie politică riguroasă, care în orice caz, din păcate, și pentru că a avut aceste constrângeri care țin de constrângerile intrinseci ale doctrinilor liberale, nu au explodat într-un program politic sau n-au fructificat într-o închei. Ultimul lucru, spune o bună prietenă de la Beijing, că fostul ei coleg de liceu și prieten bun, actualul președinte chinez, s-a interesat, nu că au școli bune, unde ziua mai adește. Deci că erau aia care erau în ficțiunea că România poate face un fel de astea între ruși și ei. Că la un moment dat sub Dej au făcut românii. Și asta a continuat apoi și sub Ceaușescu. N-a funcționat, după cum știm, pentru că a fost conflictul ruso-chinez în 1971 în Taigaua de pe fluviul Usurii și n-a mers, s-a omorât. Dar, în orice caz, în această iluzie, unii au învățat românește la școlile lor acolo, unde învață de toate și români. Vorbeau românești, adică unul dintre președinți a fost în vizită pe Republica Moldova și ăia așa și a spus, zice, nu e nevoie pentru că eu vorbesc românește fluent, iar dumneavoastră vorbiți aici româna, nu moldovenească, adică lucru care nu le-a plăcut rusofonilor. Ei, și asta ce-mi spune? Președintele nou al Chinei este un mare admirator al lui Tocqueville, zic, aulă, dar zic, nebune, și cum așa? Păi zice, da, pentru că au auzit de cartea asta, Vechiul Regim și Revoluția, și după aceea au auzit și de Fiure și asta că Revoluția franceză e terminată. Și zice, asta îi place extraordinar de mult, pentru că el este rezultatul câtor mai revoluții succesive și se simte bine să le oprească, să rămână el acolo, să facă. Deci există tot vil în China. Vă spuneam la început că există o încărcătură istorică și politică grea în carte. Sorin Antoșii, cu dexterizățile lui de polihistor, s-a referit mai degrabă la încărcătura asta. Eu o să argumentez, recurgând mereu la text, de ce cartea asta e interesantă, chiar dacă nu știm cine e Tocqueville, chiar dacă nu știm epoca în care el s-a mișcat și așa mai departe. Vă spunem că sunt câteva lucruri care țar în ochi și care țin de brianța literară a textului. Pe de o parte e vorba de pasaje pur și simplu frumoase, cochete, seducătoare. Paragrafe ale unui om care știe să mânească condeniu. Lucru pe care îl poți verifica și în lucrările lui foarte teoretice, de aminte. La capitolul ăsta o să vă dau două citate rapide. Primul dintre ele. Zice Tocqueville la un moment dat. Era vorba de o Franță foarte agitată politic, adunarea parlamentară consemna agitația asta politică, reflecta asupra ei, se țineau discursuri și așa mai departe. Și zice Tocqueville, rezistența pasivă a parlamentului irita și dezamăgea poporul, fiindcă ea semăna cu o bucată de gheață pe care furia poporului aluneca, fără a se putea agăța de ceva. Poporul se agita și se frământa fără a găsi o soluție.
Dăm aici o comparație cu bucată de viață care numai de un cap de teoretician. O altă observație interesantă, pentru că în carte este portretizată și faimoasa doamnă Sam. Spune Tocqueville într-un fragment strălucitor, după părerea mea. Observați-l, o cunoaște pe această doamnă și notează. Observați-l că doamna are trăsături masive, dar și o privire admirabilă. Fiți atenți ce urmează. Spiritul său părea să se fi retras în ochi, lăsând restul chipului în seama materiei. Absolut strălucitor. Pe lângă frumusețe, vă ziceam că găsim foarte multe observații psihologice interesante. Omul era un foarte bun cunoscător al moralurilor, citea foarte bine comportamentul. Și o să vă dau și aici câteva exemple, ținându-mă în continuare de test. De pildă, la un moment dat, Tocqueville cunoaște pe regele Franței, într-o discuție de 45 de minute, discuție în care regelui Tocqueville trebuia să-i livreze o expunere, trebuia să-i prezinte un subiect. El trebuia să vorbească, nu rege. Și zice Tocqueville, că el, Tocqueville, care trebuia să vorbească, nu a apucat să deschidă gura, pentru că regele era vanitos și logoreic, cu următoarea frază. Citez. După 3 sferturi de oră, regele s-a ridicat, mi-a mulțumit pentru plăcerea pe care o procurase conversația noastră, deși eu nu rostisem 4 cuvinte, și și-a luat rămas bun, încântat de mine, așa cum e oricine încântat de cel în fața căruia crede că a vorbit bine. Aici avem un moralist de secol XIX, nu un teoretician de secol XX. Despre un tip, Baro, spune așa, era un tip ale cărui slăbiciuni, dar și virtuți, aveau ceva neghiob în el. Iar și o observație foarte subtilă, ideea că virtuțile pot avea ceva neghiob și că slăbiciunile pot fi și mai rele decât slăbiciunile ordinare, și anume pot fi slăbiciuni cu ceva neghiob în el. Era șeful lui, era... Nu mă știu ce la genul ăsta de raționare. Despre un alt tip, despre un alt domn, pe care îl descrie ca fiind hotărât și limitat, zice așa. Omul ăsta era limitat, cu toate că avea multă minte. O minte care, deși clar și în detaliu vedea tot ceea ce se afla în orizontul său, nu și închipea nici de cum că orizontul se poate schimba. Iar și eu împart oamenii inteligenți și proști. Nu-mi închipui că la rândul lor oamenii inteligenți pot fi clasificați după criterii atât de subtile. Despre un alt bărbat, despre un domn pe care îl cunoaște după ce tipul fusese rănit în niște lupte de stradă. Zice Tocqueville când îl vede zdrențuit, însângerat și așa mai departe. L-am sfătuit pe acest om să rămână în casă până ce se va însănătoși și chiar mult după aceea, pentru a nu-și pune în pericol persoana și reputația în haosul ce avea să urmeze. Asemenea, sfaturi erau neîndoielnic bune pentru un om atât de atașat și de acțiune și atât de obișnuit să acționeze, încât după ce a făcut ce e necesar și util, e gata să facă mai degrabă și ce e dăunător și periculos decât să nu facă nimic. Sfaturile erau să lipsite de efect ca majoritatea celor care ne socotesc firea omului. Despre firea omului există nenumărate reflexii în cartea asta, așa cum la punctul numărul 1 vă spuneam de pasajele frumoase. Punctul numărul 3 în micul meu nomenclator de critic literar improvizor. Vă ziceam că sunt și mici reflexii, glose de politolog în cartea asta. Una singură rețin și vreau să vă citesc, pentru că formulează strălucit o idee aminte banală, dar o formulează strălucit. Știți foarte bine că sunt o groază de filozofi, o groază de teoreticieni care consideră că nu e istorie, nu oamenii fac istorie. O face providența, o face destinul, care este o instanță transcendentă vagă, o fac tot felul de energii sociale imponderabile, o fac genele, stelele și așa mai departe. Și Tocqueville spune la un moment dat, eu detest sistemele absolute care explică toate evenimentele istoriei prin intermediul unor mari cauze prime ce ar fi legate unele de celelalte cu un lanț al fatalității și care suprimă, ca să zic așa, oamenii din istoria speciei umane. E o formulare absolut briliantă pe care la alți adversari ai filozofiei istoriei, Popper să zicem, nu o poți găsi.
Aici aș vrea să fie o paranteză. E o situație, Tocchil, care e foarte subtilă, foarte greu de prins. Raportul lui cu luminile. El, săracul, nu poate îmbrățișa nici lumini. Deci sunt două, e o dialectică, nu, a luminilor, cum ne spun ăștia, școala de la Frankfurt, nu? Dar și fără ei știm că este o dialectică, nu? Există o dimensiune a unui Aufklärung luminos, diurn, raționalist, etc. Și o dimensiune ezoterică, nocturnă, sumbră. Ele merg împreună. Și a doua aduce către romantism, bineînțeles, și înflorește în el. Și mai înflorește odată în anii 30, domnul, și mai neagră și mai sumbră. Nu? După ce dă 1848, mai iese odată. E cu asta, el cu prima care e luminoasă, abstractă, ăsta nu vrea să aibă niciun raport. Și reproșează eșecul Revoluției franceze, nu atât maselor lași populare, ca să zic așa, că au făcut orori și etc. și au pierdut mințile, au făcut nebunii pe acolo, tăiat cu tare. Ăstorlalți, liderilor care făceau din perioada din Ancien Regim, și aici e formula lui genială, o politică abstractă și literară. Așa. Deci, mai și scris un text. Da. Deci, asta e reproșul pe care îl puteam aplica la noi cât vrem, noi mutate și mutate intelectualilor. Da? Deci, o politică abstractă și literară. Cu diferența că ei așteau mult mai bine despre ce idei vorbesc, ai noștri de flore. Bun. Deci, asta era un reproș. Pe de altă parte, Tocqueville nu se putea lega nici de această dimensiune ezoterică. Nu era firea lui. Și nu era el în treaba asta. Deci, ce se găsește într-o lume în care presiunea acestei moșteniri este încă puternică, se ridică foarte repede un socialism sau un evantai de socialisme, unele de ele din stânga catolicismului de care el ținea, nu? Adică Lamennais, toți ăștia. Ei, și el se găsește destul de alienat în raport cu toate aceste mari curente de idei și singura lui formă este să recurgă, să se retranșeze într-o analiză a generalului umanului, transistoricului, psihologicului. Și atunci el refuză, de fapt, toate aceste decupaje abstracte ale istoriei și toate aceste cauzalități factice care sunt de natură abstractă, indiferent cum sunt ele, și caută să găsească motorul istoriei acolo unde el trebuie găsit, în interacțiunea umană. Și asta e un fundal al lui conceptual și important. Am zis că e o carte frumoasă. Am zis că e o carte interesantă din punct de vedere psihologic, cu multe observații de moralism. Am zis de asemenea că sunt multe meditații de politolog. Ultimul lucru în mica mea agendă sunt paradoxurile nenumărate pe care le poți găsi în cameră. Eu n-am mai răsfăit Tocqueville, trebuie să mărturisesc, de mult. Însă din lucrările lui de filosofie politică, am rămas cu impresia asta foarte apăsată că în scritura lui, în retorica lui, Tocqueville era un om foarte inclinat către paradoxul, către oximoron, către frazele care cuprind ceva dialectic, tensionat, în care unele subordonate stau în tensiune cu celelalte. Caută, ca un literat, dicotomiile, binomiile. Am regăsit, nu surprins, stilul ăsta foarte paradoxal, plăcut în orice caz, și în cartea lui de memorii, și ca să înțelegeți exact ce vreau să vă spun, o să merg iarăși protestant la text. Câteva pasaje în care am eșantionat cumva stilul lui Tocqueville. La un moment dat povestește că a cunoscut trei tipi. Și continuă așa. I-am copleșit pe toți trei cu deferența mea. I-am chemat adesea ori la mine și m-am dus uneori la ei pentru a-i consulta și pentru a le cere cu oarece modestie sfaturi de care nu am profitat aproape niciodată. Dar asta nu i-a împiedicat pe cei trei mari oameni să se arate foarte mulțumiți. Le era mult mai simpatic cerându-le părerea fără a urma decât dacă aș fi urmat-o fără a le cere. Vedeți balansul. De asemenea. Retoric. Da, retoric, exact. Un exemplu poate nu urâzit, dar din aceeași suită. Vorbește despre o mișcare politică revoluționară și zice Tocqueville. Una dintre caracteristicile cele mai strane ale acestei singulare revoluții este de bună seama aceea că,
Evenimentul care a declanșat-o a fost produs și aproape dorit de cei pe care i-a urmat să-i răstoarne de la putere, fiind anticipat și temut doar de către cei care urmau să iasă învingători, tocmai datorită ei. Asta e exemplu. Sunt destule, dar găsesc că e utilă citarea mea. Spune la un moment dat, am trăit în mijlocul unor oameni de litere, eu ca om politic, în mijlocul unor oameni de litere care au scris istorie fără a fi părtași la ea și în mijlocul unor politicieni care n-au făcut altceva decât să producă aceste evenimente fără a se gândi vreodată să le descrie. În continuare, spune că în adunarea parlamentară a Franței din timpul lui începuseră să pătrundă și oameni mai puțin obișnuiți cu cutumele politice, oameni mai simpli, așa mai departe. Și adaugă, toți aceștia ignorau obișnuințele cotidiene și cutumele cele mai banale, fiind neatenți în momentele decisive și urmărind cu atenție discursurile lipsite de importanță. Există un pasaj în care vorbește despre Lamartine. Și fraza pe care am reținut e următoarea. Simpatia debordantă cu care era înconjurat Lamartine în acea epocă nu se putea compara cu nimic, excepție făcând poate excesul de nedreptate cu care avea să fie tratat puțin mai târziu. Vorbește iarăși despre o epocă foarte agitată politică, cu mișcări de stradă și spune a fost într-adevăr în acel timp confuzie maximă, dar nu dezordine, fiindcă noi francezii suntem niște ființe ciudate. Nu ne putem lipsi de poliție atunci când domnește ordinea, în schimb, de îndată ce intrăm în revoluție, poliția pare să devină inutilă. Ultimele două exemple. Mișcările de stradă pe care le pomeneam se precipitau către o adevărată revoluție, către un război civil. Și autorul adnotează. Ziua marii înfruntări sosise cu adevărat. Gărzile naționale părăseau în armate cazărmile. Toți cei pe care îi vedeam mi s-au părut plini de energie, fiindcă zgomotul tunului care scotea în stradă pe cei curajoși îi țintuise acasă pe ceilalți. Ultimul exemplu, am înfrânt, spune Tocqueville, totuși această formidabilă insurecție. Mai mult decât atât, ceea ce o făcea atât de groaznic a fost și ceea ce ne-a salvat. Astfel încât se aplică aici perfect cuvintele celebre ale unui prinț în legătură cu războaiele religioase. Am fi pierit, a spus acel prinț, dacă n-am fi fost atât de aproape de a pieri. Vedeți mereu grija de a pune lucrurile în balans, de a găsi paradoxul. O preocupare literară pentru Truvai. Partea de asemenea, da. Eu am citit Tocqueville în anii, la sfârșitul anilor 70 și prima dată când am folosit chiar citate, sunt de mult din el, a fost în 81-82, când aveam 25 de ani, 24-25 de ani. Dar l-am citit de pe la 19-20 de ani. Dar dintre motive, cum să spun eu, pe filieră ciudată, adică pe filieră Aron. Citisem mai mult Aron mult și a zis, și asta tot nu știu ce, și hai să vedem cu tare. Și atunci, bine, am citit asta și vedeam referințe continue ale americanilor și simțeam că acolo nu e în regulă ceva. Și am descoperit citind ce nu era în regulă, și anume că ei nu pot citi volumul 2. De fapt, ce se întâmplă? Școala de științe politice, asta știți, din America, e foarte opacă la teoria politică. Ei fac o teorie politică de tip analitic după... Deci nu o istorie ideilor politice. Adică istoria ideilor politice în America e foarte marginală. Asta a fost și problema unor europeni care au ajuns acolo, nu atât ăștia care i-au învățat idei politice, care au fost evrei, germani și după aceea ce au mai plecat după război, cât ăștia care au încercat să ducă acolo să se facă un rost, după anii 80-90, când știința politică americană era dominată de această viziune analitică, stând de analiza sistemelor electorale, toate prostiile astea. Bun. Deci, ideile politice nu se mai prea... uitați-vă la, pe internet, acum sunt toate programelor, facultăți de științe politice în America. Nu prea găsești profesori de istoria ideilor politice.
De exemplu, Crăiuțul, pe care l-am ajutat mult și decisiv să ia postul de la Indiana, acolo el a ajuns numai pentru că în momentul de acela șeful departamentului de political science era un foarte bun prieten de meu, Jeffrey Isaac, care, deși nu face, el are o nostalgie pentru istoria ideilor politice și atunci a spus, doamne, ia, pentru că, deși el luase teza de doctorat a lui este doctrinarii de acest doctrinar, da. A lui Crăiuțu, luase premiul pentru cea mai bună dizertație de științe politice din America. Dar de ce? Prin lobby-ul ăsta de la Chicago și de la Princeton, care au zis, băi, mai dați-o, dracule, mai dați-o dată și la una de istoria ideilor politice, una toți dobitoși ăștia cu anumăratul sistemelor, cu alegătorilor, care nu știu unde. Aia sunt prostii, uite aici carte serioasă. Iar ăsta, profesorul lui, tot a fost așa acolo în baftă, nu? Pentru că Viroli, care, Maurizio Viroli, care a fost producătorul lui de teză, este italian. Și el se oproșise puțin la presă și a cărat-o de acolo, că nu se putea trăi. Dar a fost un moment norocos că atunci când s-a dus, ăsta a putut să-i spun fiscului Viroli și să spun, uite, domnule, ăsta deștept, ia-l de aici. Acum iau foarte mulți, în universitățile americane, sunt mulți nemți care au intrat și fac istoria ideilor politice, pentru că aia știu din Germania. Germania este puternic. Dar nemți din cauza că n-au unde să predea. Se duc în America, fiindcă Germania e plină. Și în jur, nu știu ce, blestemă, unii mai merg unde mai pot, în Anglia, și prin universitățile astea, așa, și după aia, ce mai mult, se fugă în America, n-au un cost. Emigrat. Dar aia sunt foarte buni. Spuneai, Sorin, că ediție savantă. Asta e o ediție foarte bună. Și într-adevăr, pentru că traducătorul Cristian Preda, care acum e europarlamentar, a făcut bine și a preluat în ediția românească notele de final ale ediției franceze. Multe ori ediții. El a umblat acolo. Cel puțin două. Nu? Da, da, da. El a umblat acolo de mult. Însă trebuie să recunosc că pe mine m-au dezesperat. Am citit primele zeci de pagini, mergând de fiecare dată la nota de final. Da. Asta nu e lectură. Da. E studiu în cazul în care vrei să faci cultură de înaltă clasă, da. Dar plăcerea lecturii este pur și simplu măcelărită, da. Pentru că sunt fraze în care trebuia să mergi de trei ori la final. Asta e ca și, imaginați-vă, e ca și cum ai merge cu un Ferrari cu 300 de km la oră și la fiecare 10 metri ar trebui să te oprești, să ieși în mașină, să intri la loc. Este cea infernal. Eu le-am lăsat la sfârșit, cu toate riscurile. Am ales plăcere. No, asta prezint un text, ai în orice caz, pentru că este un text fascinant de frumos. Sunt note esențiale, de pildă când editorul înțeapă textul în dreptul cuvântului banchete și te explică, banchetele erau niște mișcări de stradă în Franța, nu știu ce. Înțelegi și tu că nu era vorba de o petrecere câmpenească. Dar, de regulă, notele nu au utilitatea asta. Au o utilitate savantă de ordin secund. Eu vă spun, ați fi surprinși cât de puțin știu despre toate chestiile astea specialiști în topic. Să duci la o conferință, știți care sunt cele mai, vă spun ceva așa, din cele mai nemiloase situații sunt acelea care conferințele sunt mici. Românașii noștri se duc de obicei la conferințe mari și congrese unde sunt scriu pe alea și acum precizăm o Bologna trebuie să ducă la sute de mii de conferințe. Scap, nevinovat, spui ce-ți vine, pleci acasă, la revedere, nimeni nu-i atent. Sunt sute. Bun. Conferințele alea nemiloase sunt acelea în care sunt 10-12 vorbitori, 8-12. Da. În care stai 2-3 zile unii cu alții acolo și nu îți merge să... În primul rând, toți aia știu despre ce vrei tu să vorbești. Și îți vii cu ceva. Și cea mai sinistră formulă pe care o știu eu este una care se face de rețeaua asta Liberty Fund, care este conservatoare americană, dar în numele liber, inclusiv lui Tocqueville, Liberty Fund. Acolo schema e așa. Te duci și stai două zile jumate, bot în bot, 12 persoane. Da? Te așezi în urmă de separate. Este corpusul de lecturi. Tema, să tot știm ce am avut de citit, regula jocului, ce avem de acolo. Și se vorbește în felul următor. Ridici mâna dacă vrei să vorbești 3-5 minute, ceea ce este enorm într-o asemenea companie, sau așa, dacă vorbești puțin. Dacă este ceva care vine direct la ce spune la acolo, trebuie să-i spui ceva, de obicei e greșit ce spui, matale, e așa. Sau,
Deci această chestie are loc 2 zile jumate și e foarte plăcută, pentru că aia e interacțiune cu oamenii care știu despre ce vor. Erau bancurile cu nebuni, se spunea, când eram eu adolescent și zic că nebune la spitalul psihiatric, știau toate bancurile pe teror și spunea ăla numărul 234. Redau tot. Asta este forma. E da, 234 e bancuri. Că redau tot ce nebunesc. Ei, atunci, problema este în cercul ăsta. Acum, nu se poate obține însă o difuziune mare a acestui tip de cunoaștere aplicată. Unde trebuie să te pregătești. Bine, ăștia ca să te convingă să te duci la așa ceva unde totuși e destul de greu, ce fac? Aleg cele mai geniale locuri din lume, te plătesc să te duci, etc. Că nici lor nu le vine ușor să atragă. Îmi dau aia telefon, zice, uite, hai să facem o conferință, uite, fac de dragul tău una despre Alexander Pohumbă. Zic, nu mă e, mersi, nu cu aia care știu eu care vine, nu înțeleg. Hai să facem despre Dirce Focumbo, care este mai... Așa și știu aia cu tare. Bine, zic, nu am timp. Ba, mersi, la revedere. Zice, este în insula Mallorca. Nu mă interesează. Zice, dar nu știi unde e insula Mallorca. La Cap Formentor. A, la Cap Formentor. Bun, subiectul pare de și... Deci este și treaba asta. Bun. Din cercul ăsta sunt cei care în America editează cel mai mult istoria ideilor politice, nu? Și asta, dacă bateți asta Liberty Fund, dacă vă interesează Tocqueville și, să zicem, efectul sau un fel de discuție despre ideile politice, inclusiv franceze, din care este Tocqueville, bateți Liberty Fund și veți vedea că ei au un website foarte bun, pentru că, ce fac aia? E o fundație a unui om cu un nume foarte providențial, Goodrich. Good, rich, într-un singur cuvânt. A făcut săracul Dumnezeu să le dea, a făcut o grămadă de bani și îi dă pentru asta. Și între altele, el subvenționează publicarea de ediții critice din operele clasicilor gândirii, inclusiv conservatori, toată lumea, Hayek, nu știu ce. Dar sunt cele mai bune ediții, așa, la prețuri de paperback. Deci, că acolo vine subvenția. La români nu se înțelege asta, că dacă ceva subvenționează editura, editura trebuie să țină prețul mic, nu? Ca totuși ar fi o problemă, că e accesul la cititor, nu? Toți cititorii sunt bogați. Bun. Eu un program, eu compar cu programul Marii Fundații Gulbenkian din Portugalia, care dă așa bani mulți, ca tu să poți cumpăra un clasic în ediție în Iuxta, care e atât, cu câțiva euro. Sau cu 10-15. Deci ceva care ar trebui să fie 200. Nu, exact opusul publicațiilor s-a bat de la Brand sau de la care te omoară cel niște bani, ceea ce înseamnă că tinerii nu ajung la el. Decât piratând. Și decât la cald, nu? Nu, și piratând. El este în momentul aurorial al democrației când se întatonează, se încearcă, nu? La nivelul colonialismului, de pildă, el era asimilaționist. Era anti-asimilaționist. Francezul să îi facem pe toți domnii francezi. Un plus, minus, francez. El a sugerat întotdeauna sistemul britanic colonial, care este conducerea indirectă, nu indirect rule. Pune-i pe aia, vicerești, nu știu ce, lasă-i pe aia, care într-un fel seamănă cu sistemul otoman, milet, nu? Lasă-i dumneavoastră, alea un etnar, între ei, dacă au treabă cu noi, vedem noi atunci, dar lăsăm. Iar la ei atunci problema era o politică de proximitate de care el era fascinat. Problema lui era așa, cum să traducem această confruntare a elitelor unei națiuni care zic, au aceste retorice, au aceste principii, au aceste așa, cum se poate traduce asta într-o acțiune politică. Și aici este chestia unde liberalismul a dat cel mai mare kicks, pentru că în fond promisiunea lui era formidabilă, nu? Doctrina liberală are o promisiune formidabilă. Ei, cum așa s-a rămas până azi, nu? Cum traduci promisiunea extraordinară a acestei doctrine într-o politică de masă? Și aici este imposibil. Ei, nu, aici e și problema. Din câte știm până acum. Deci, dar ei erau la început. Și, de fapt, sistemul adunării constituante în care el a jucat un rol, și chiar când era numai în asamblee, fără rol constituant. El avea problema următoare. Erau oameni care aveau o luptă în discurs
în care toate elementele discursului erau, cum ar fi elementele discursului epidictic, în sensul aristotelian, nu? De a lămuri, de a acutare, de a acuta. Toate astea erau tehnici perfect învățate, că școala asta te învăța, nu? E, și a observat și el încă din timpul lui și vedem din carte că lucrurile mergeau în altă. Era un... Acum trăim într-o situație în care democrația este un alibi, asta. Deci este un alibi ipocrit, toată lumea știe că lucrurile se desfășoară cu totul altfel, iar Parlamentul este un ornament. Un ornament, un alibi. Nu la noi, lăsăm, la noi, ca la nimeni, dar la toți ceilalți, nu? Nu vedeți de ce... La britanici este vorba mai multă și mai spectaculoasă, că sunt, au ritualul acesta, vine ăla, spune ăla, nu știu ce. Dar deciziile se iau tot. Deci, situația tragică a democrației, când ne aspirăm la sfârșitul ei, nu la începuturile ei, cum era Tocqueville, este că știm că aceste lucruri nu au funcționat. Și au sărit ăștia calul în anii 20-40, pentru că nu funcționa, era un prim constatare de eșec, pe care o avem în jurul războiului, în primul război mondial, între cele de război. La sfârșitul secolului XIX, lucrurile nu merg, sunt tot felul de proiecte, lucrurile nu merg și vine perioada interbelică, lucrurile merg prost. În fine, toată lumea mutilată și traumatizată de războiul al doilea mondial spune, domne, ia hai puțin, hai sfârșit instituții, suntem și noi mai așa. Și se vede după încă vreo 40-50 de ani că ea nu merge. Și iar facem asta. Deci, de fapt, este dificultatea majoră pe care Tocqueville o trăiește de a institui democrația. Deci, este chestia pe care Thoreau a formulat-o foarte bine în prima lui frază din Pensée de la Revolution Française. La Revolution Française termine. Băi, vă opriți cu legitimarea sistemului politic prin sistemul, prin Revoluție, ne oprim odată și hai să vedem dacă se poate face ceva. Deci, și rămâne la discuția care este continuă la Tocqueville această ruptură, această tensiune care mișcă istoria între egalitate și libertate. Și el știe că de fraternitate el nu se interesează, dar asta e o chestie. Dar care este chestia? Ei, și nu există. Noi știm acum după asta încă 150 de ani, 180 de ani, că de fapt nu am găsit cum să... Și asta e problema lui, el o trăiește, deci cum să spun, pentru cineva care citește chiar literar, dar imposibil să nu citești literar, dar e foarte interesantă poziționarea lui în această lume care încearcă să construiască ce? Un sistem de controle interne ale democrației care să institui o democrație funcțională, întreaba teoriei mâinii invizibile, nu care e o teorie centrală. Există un lucru care scapă multor chiar a fost ale mâinii invizibile, și anume, nu mă refer la multe mâini invizibile, ca e cazul românesc, nu, la mâna invizibilă. Acolo se referă la o chestie foarte importantă, și anume asta. Tranzacții numeroase și repetate. Deci, toți ăștia, despre asta vorbesc. Tranzacții numeroase repetate. Acestea regularizează societățile și au un efect inclusiv moral. La noi este viziunea tunului, nu? I-am tras-o odată, la revedere, nu știu ce. Deci mâinile invizibile, fiecare din ele trage un tun. E cu totul altă gândire asupra. Acea mână invizibilă care este asociată cu un mecanism prin care pe o vastă scenă socială au loc nenumărate, au în orice caz extrem de numeroase schimburi, astfel încât eu știu că a doua zi sau a patra zi mă mai întâlnesc cu ăla. Deci nu eu trag de tot acum, îi iau, dar nu tot. Deci astea sunt niște lucruri care în epocă sunt extraordinare, sunt încă dibuite, discutate foarte serios. Și în asta este și Tocqueville, că vede această... Bun, și ei încearcă să formalizeze. Suntem la începuturile unor decupaje proto-psihologice, nu? Psihologia clinică nu există, ea mai are de așteptat pe 50 de ani. Este un moment în care, e de fapt o perioadă de tranziție care în Germania a fost mai rapidă, în Austro-Germania, când a apărut Völkerpsychologie. Ei au formalizat
teoria mișcărilor sufletului colectiv, în așa fel încât să construiască o specializare folkish, etno, diferită de la grup etnic, de la folk la folk, astfel încât au dat teoria aceasta cu Lazarus, Steindl, vienezi, berlinezi, lanțighieni, lipscani, cum ar veni la sfârșitul, deci la anii 1870-80. Ei, mai trebuie vreo 30-40 de ani. Acum ăștia dibuie să construiască decupaje care seamănă destul de mult cu filozofia și cu Platon, cu Aristotel, deci cu fundamentele filozofiei politice clasice, da? Că acolo există toată această chestie, este neuma despre una alta, toate astea sunt de acolo. Ori aceste discuții, ce e nou atunci este că apare această retorică pasiuni și interese care avea să construiască, de fapt, na, ca înainte de a scrie el asta, care e sigur că și cum lucrare clasică, dar este un vocabular nou care pune mișcarea politică în acest sens. În sensul că există un proces ineluctabil de ieșire din discuția teologico-politică spre o discuție care este preponderent psihosocial, antropologic, politico-economic. E o lume fantastică aia în care este el, pentru că, de exemplu, banchete. Dom'le, Revoluția a făcut un lucru fantastic pe care nu toată lumea, via dintre istoricii Revoluției, l-au învățat. A învățat, este asta, că a adus o reprezentare directă, festivă, a întregii țări la Paris. Pentru că, după cum știți, 1789, orori, nu știu ce, cu tare. Bun, nu prea știau ce să facă, aveau rege, în zi s-au mai gândit cu tare. În 1790, le 14 iunie a fost celebrat la Paris. Dar a fost un fête de la Concorde. A fost o punere în scenă făcută de pictorul, de altfel, David, care era... A fost un extraordinar, un decor de mucava în toată zona asta acolo, în care toți reprezentanții tuturor comunităților, locurilor, stărilor sociale, de vila frumoasă aia țăranii, cu spicea aia, cu nu știu ce, tot frumos, extraordinar, alegori, care și-au jurat toți credințe regelui și reginei. Și, de fapt, da, pentru că la comemorarea, de aici e o treabă contemporană, comemorarea lui 14 iulie de azi, ei nu spun că sunt proști, nu știu că n-au citit, și sunt și coții care nu spun, ei, de fapt, reiau nu la prins de la Bastille, nu oroarea, ci momentul acesta de concord și de, atenție, reprezentare directă a tuturor comunităților la Paris. Ceea ce a fost un proces foarte important de care Tocqueville știa din auzite și pe care el l-a văzut în momentul în care a apărut Revoluția în forma lui sa mai violentă, nu cu masele populare cu asta, în 1948, mai ales în iunie, ce a văzut el? El a văzut această posibilitate periculoasă, în același timp seducătoare, a reprezentării directe. Că aici a fost teoria raționalistă, versiunea luminilor tare, nu? A revoluționarilor 1789, de a construi un teritoriu care este geometric reprezentat la Paris, de aici a apărut teoria de departament. Nu? Departamentele inițiale trebuiau să fie hexagonale, identice, să apară ca o rețea, să acopere ca o rețea întreaga harta Franței. Munți, ape, orașe, asta nu mai era important, le mai mutăm pe munții, nu, dar apele nu, dar mai facem un canal, orașele ăstea lăsăm, capitala trebuie să fie aici. Deci a fost, și pentru a face lobby, au venit de la provinciile toate astea, nu știu ce, din ancien regim, cu jurisprudențele lor diferite, jurisdicțiile diferite, religioase, etc., la Paris. Și au început o serie de banchete interminabile, date de fiecare dintre cei care promovau localitatea mică sau mare de capitală a viitorului district, departament. Ei, și de aici, de fapt, a apărut o tradiție de chermeză populară, care noi nu omorăm pe nimeni, dar vine toată lumea, nu știu ce, se distrează, nu știu ce, pentru că promovau o cauză politică.
Și aia era întotdeauna acest balans între o formă de reprezentare directă, chiar carnavalescă, ludică, festivă, și cum s-ar putea prelua această energie fără a lua negativitatea și o aduce ca să o reprezinți politic și a construi pe baza asta, 1, o școală a cetățeanului, 2, un sistem politic funcțional care să nu aibă. Probleme care nici azi nu se rezolvate, după cum știm noi. El știa că moare, el știa în momentul care scria asta, știa exact că moare, era bolnav tot timpul, tuberculoza începuse și el știa exact. Stă la Sorrento, în paradis, duceți acolo, vedeți că acum ați prea multă lume, prea multă lume și voi și toți. Acolo atunci nu era. Ei, în paradis, când moare, nu e așa de vest. Și atunci el are această perspectivă ultimă, destul de sumbră, nu, adică, sau mă rog, să zicem, elegiacă. Însă sigur că soția lui și Beaumont, care au fost executorii testamentari, ei au știut că asta se va publica, iar nepotul lui, bineînțeles că nu a încălcat-o. Nu era niciun scop să publice Tocqueville în 1893. Niciun scop, nu era nicio problemă. Ce este fundamental și a rămas, aici vreau să vă spun, ce este important la francez și grav la noi, e faptul că în sistemul educativ francez, până la bacalaureat, făia mai silitori. Și astăzi, dacă într-o familie mai bună îți mai citește ceva, învață elementele de bază pentru a comunica retoric eficient. Și atunci, diferența dintre un text scris de un român, chiar foarte îndestrat, și un francez, chiar mediocru, diferența izbitoare este o familiaritate cu regulile retorice elementare la unul și absența acestei culturi retorice la celălalt. Din acest motiv, de exemplu, frazele lor sunt considerabil mai lungi și incomparabil mai clare, în care coordonările, cutare, incidențele, toate astea sunt judecate cu precizie pentru că au fost învățate la școala retoricii, iar enunțurile românești nu pot fi organizate, de exemplu, în paragrafe. Uitați-vă la o pagină scrisă de un român, e foarte greu să găsești o unitate a paragrafului. Al doilea, este greu să găsești o frază care este construită astfel încât accentele ei să cadă natural pe locurile de sens. Astea se învață. La noi, școala i-a îndobitocit pe ăștia, punându-i să învețe pe de rost analizele literare ale lui Dan Căvilan de Plai, să zicem, mă, dracu-l mai învață acum la școală, Cărtărescu, să ce dracu mai învață, dar pe de rost, referate.com sau ro, viteză toată lumea la fel, nu știu ce, și scrise la început de niște cretini. Bun, deci cretinul incapabil să scrie lucruri elementare stabilește azimutul și milioane, mă rog, sau din fericire populația scade, dar mă rog, sute de mii de berbeci copie și își omoară inteligența naturală cu care unii dintre ei totuși ajung în clasa 1. Sfârșind clasa 12 sau post docul, imbecil, scriind prost, incapabil să învețe ceva și fără să fi învățat mare vreme. E bun, acum. Sigur, noi insistăm. Deci, când lectura unor culturi care au această tradiție, știți cum este chestia și cu asta, eu din păcate trebuie să plec. Da, 3-4 minute. Numai un lucru vreau să spun. Dom'le, de ce se chinuiau ăștia care mai isteți din perioada interdelică, de exemplu, Cioran se plângea că trăiește într-o cultură mică și își dea cu pufnica? Pentru că ăștia au avut revelația că sunt într-o cultură mică. Și ai o problemă. Dacă nu ești vanitos și prost și ai impresia că este preferabil să trăiești într-o lume de idioți pentru că tu în țara ești cel din tâi. Ești vanitos, dar inteligent. Și atunci îți dai seama că poți câștiga de la oamenii care sunt inteligenți prin simpla lor frecventare. B, cel mai interesant, nu ești vanitos și ești inteligent și atunci, într-adevăr, înflorești prin comerțul continuu cu egalitate. Ce lipsește? Și eu am spus-o din nenumărători în România treaba asta, în România, în principal, este interacțiunea în grupul de egali.
instituirea unei experiențe a egalității bazale, care nu este doar una abstractă, ținând de generalitatea umanității cu noastre comune, cât este învățată permanent printr-o interacțiune la care toți se pot ridica și din care fiecare câștigă. Astfel, exprimarea publică în această măsură construită și în această manieră dezvoltată se duce la ținta care trebuie și nouă. Pentru că dacă te apuci să iei în cap că tu ai citit 5 cărți sau 55 și ăla a citit 5, sau astăzi, anul ăsta e 555 la București, cifra batidică. Dacă tu ai citit 555 de cărți și ăla a citit numai 550, tu ești tătic. Ei, asta este problema. Nu, asta ne-a lipsit. Vedeți că în comunicarea publică între oameni cu anumită știință de carte este aproape imposibil să găsești momente în care schimbul este eficient. Bine, eu sunt studiat de asimetrică, mă asimetrez, vorbesc despre asta. Și am mai puțin timp să ascult. Dar, în mod normal, într-o ritualizare a comunicării între egali, în care avem un schimb din care toată lumea trebuie să plece cu ceva, românii sunt extraordinar de prost pregătiți. Eu nu mă pot duce la conferințe în România decât dacă le organizez eu și mi-aleg vorbitorii. De ce? Pentru că nu pot să stau acolo să-l ascult pe ăla vorbind la infinit și să-l văd după aceea să scoate din priză, fericit că a emis și niciodată pregătit să le citeze. Am văzut asta o viață și nu mai sunt obligat de nimic, nu vreau să mai văd. Deci, ceea ce se numește la noi conferință, cu mai mult vreau să spun, este asta, sunt interminabile, nu știu ce, și toată lumea fericită că a emis, ceea ce vedea și domnul Sărabu, nu? Deci, toată lumea, și eventual simpatizându-te că tu ai stat ca mutul acolo, fără să vrei, ascultându-l pe el pe rând. Deci, sunt niște reguli care țin de următorul lucru foarte tragic la noi. Numărul mic de oameni relativ capabili, bine formați, pregătiți etic și psihologic să asculte și să interacționeze. De acest motiv, lucrurile mi-a găsit de prost. De asta te liniștești. Eu am avut situații, vă dau un singur, că asta chiar e ultimele. Dom'le, în multiplele mele aventuri ale vieții, am făcut o școală de vară la un moment dat la Budapesta pentru cercetători destul de avansați, adică i-am ales într-un foarte mulți candidați, nu știu ce, și făceam întotdeauna acțiune afirmativă să promovez români și nu știu ce. Bun. Care nu erau întotdeauna la nivel, în general erau mult mai jos decât ceilalți. Asta este un fapt ce puteți să facă. Inteligență, știu ce, dar fără formație și incapabil să interacționeze, să-l vadă. Bun. Bulgarii, net peste ei, vorbind limbile străine mai bine, net, ascultând, fiind mult mai modești, deci capabil să progreseze și să învețe. Lucru pe care l-am respectat. Vă spun cum arată, vă spun lucruri destul de triste, nu vreau să mă extind, dar trist. Bun. Și la situația asta este un seminar cu unul dintre cei mai geniali profesori pe care i-am văzut în viața mea, care este Hayden White. Hayden White este un profesor absolut genial, era mai bătân, bineînțeles, nu mai prezea și etc. Dar vorbesc cu anii noi. Bun. Și ăsta a venit și a făcut un seminar. Că eu, fiind director școlii de vară, aveam privilegiile asta acolo tot timpul. Și profitam, dar eu îl știam pe el și ne vedeam tot timpul și etc. și etc. văzând și la ore și etc. Bun. Toate astea am fost pur și simplu mișcat de... Bun. Și ăștia, eu am văzut că ăștia este ci sunt cam foiau, nu știu ce, în grade diferite, rușii, ucraineni, și cu dorința irepresibilă de a mormăie ceva acolo și de a spune ceva, românașii, și unul dintre românași îmi spune, așa, inteligent, răspund și cu calitate și cum știu ce. Zice, da, dezamăgit, să zice, urmă, dar de ce totuși ești așa de dezamăgit? El se aștepta acum ca ăsta să vină cu referințe la pagina 200. Nu zic de asta, că noi aveam o discuție tehnică. El avea un seminar în care trebuia să clarifice un decupaj intelectual privința unor teme, nu știu ce. Deci tu aveai gratis și încă o mică bursă acolo. Și cu mâncare și cazare.
Tu la dai pe ăla vorbindu-ți ție la cel mai înalt nivel posibil, că peste nivelul ăsta nu mai există nimic. Așa. Și tu te-ai ales cu experiența că ăla n-a citit așa. Și cum să spui? Deci una care e partea mai interesantă, că ăla n-a ști. Și atunci la prima reacție este un râs sănătos, că nu. Și puțin isterică. Nu pot să spun, Doamne, ăsta chiar poate să creadă în mintea lui chiar într-un moment de cumpănă că Hayden White aici venit să gargarizeze, că nu știe ce a citit ăsta acum două zile pe internet. Asta, experiența seminarului este experiența care la noi lipsește. Foarte puțin profesor din România, din câte știu eu, poate între timp s-au mai fi schimbat, nu știu, dar cât am văzut, sunt capabili să susțin un seminar. Seminarul are riscul că trebuie să mai taci dracului din gură, să-l pui pe ăla să te întrebe și nu știu ce. Și atunci majoritatea scapă de chestia asta. Vor seminare formale, care sunt deschise ca seminar, ca interacțiunea, îi primează, nu? Că lumea delirează acolo, ca nu cumva să vină Ionel sau Anișoara, inteligentă la mama lui, sau inteligentă la mama lui, cu niște lecturi bune și să-i tragă vă una și atunci din entireul în care el s-a autoplasat să cadă și să vadă că nu. Deci, bine, eu îmi cer scuze că am întins la de mult, nu e stilul meu. Nu, eu la seminar, fac seminar. Eu îmi cer scuze că am lungit lucrurile, de regulă sunt sub două ore, dar nu prindem în fiecare săptămână, în fiecare lună, pe cineva de calibru. Aia să fie acolo. Calibru, știți, e foarte... Calibru relativ. Ce este, cred, important este dacă, da sau nu, ai experiența serioasă, internațională, care te formează. E singura care te formează. Eu, intelectual, am fost format destul de bine în România, prin sistemul în care am trecut și informal, în permanență, așa, dar, cum să spun eu, am avut nevoie de ani buni în care să învăț acolo prin interacțiune. Ce am făcut eu și asta recomand tuturor, celor tineri, tuturor, i-am căutat întotdeauna de ce mai bun. Nu să mă duc eu să le sun la ușă, dar să mă duc acolo unde vorbesc, unde nu știu ce. Și dacă am ceva de spus, să spun. Majoritatea, unii au picat la testul ăsta, că depinde și cu vanitatea cum stau. Mai ales când tu vii o maimuță din România, nici țigan ca lumea nu ești, nici nu știu ce. Pățești ca ăsta Rica din Montesquieu, Lettre Persane, nobilul persan, care toată lumea e fericită că te trebuie îmbrăcat persan, dacă se îmbracă în franțuzește, zice, bă, comment peut-on être persan? Se sperie dintotdeauna și zice, uite băi, cum le spunea noastră, știi, jeune, deja mă duc la, la Paris. Unii cad la testul ăsta, nu rezistă. Nu rezistă, vadă competiții în alte. Dar cei mai mulți trec testul cu succes. Și eu cred că în interacțiunile pe care le aveți, căutați-i pe cei mai deștepți. Evitați-i pe ăștia mediocri. Și acolo majoritatea sunt mediocri. Și nici nu vă pierdeți vremea. Căutați-i pe aia inteligenți, că aia inteligenți de multe ori sunt și în stare să asculte, sunt și în stare să vedeți ceva, sunt și solidari, și generoși. Faia la bani pe care l-am lăsat de ultima, doamne, eu stăteam în România, nasol aici, 1900. Faia la bani, un fel de Lady Gaga. Da, 1900. El era următorul lucru, era un tip genial, asta era, ce zic. Un tip genial. Bun. Înțelegea totul mult mai bine decât toți ceilalți și așa mai departe. Asta a fost viața lui. Și a murit, de sigur, cu tumoră la creier și asta a fost viața. Dar, am apucat din fericire, nu înainte de 89, am apucat să ne întâlnesc la Berkeley, să ne vedem la... Dar eu am făcut un lucru simplu. Am scris o recenzie de la cărții lui, Against Method, în limba franceză, într-un anuar obscur românesc. Nu? Și am trimis editurii această chestie, împreună cu planul meu, că începusem să traduc Against Method în limba română. Nu cred că e tradusă niciodată. Nu s-a tradus, nu. Și bun, că eu am oprit și n-am mai făcut pe nimeni. Bun. Am trimis asta la editură. Editura, cum face normal, a trimis să alea de acolo. Și ăla mi-a trimis o carte poștală, faia mea, și a zis, cea mai bună recenzie pe care am citit-o eu la Against Method, all the best, nu știu ce. Și a venit cartea poștală. După care vine o scrisoare.
În care era prefața ediției chineze, prefața în limba engleză, scrisă de el, pentru ediția chineză a lui Against Matter, și manuscrisul întreg, care era, el deschisese total cartea, ediția a doua, complet diferit. Și zice, nu te mai chinui cu aia de 75, eu am făcut alta, cu tare, cu tare. Bun, mersi, ce, dacă pot să spun, da, cu tare, nu știu ce. Și el a făcut următorul lucru. Toate editurile, în toate țările în care cărțile erau publicate, din momentul respectiv, pe adresa Institutului de Istorie Xenopol, unde lucra un cercetător, au început să-mi trimită toate cărțile lor. Vă imaginați asta? Vă puteți imagina acest gen de generozitate? Deci m-am trezit, am citit. Deci, aveam la ăsta, fosta Newlet Books de la Londra, care e acum Verso, unde i-au fost primii, că la ei a ajuns prima dată semnalul. M-am trezit, așa. Eu nu le țineam, că nici nu mi-era frică să nu, că nu le pot lua, pe că le iau, așa. Și era la, sunt la Biblioteca Institutului de Istorie Xenopol. Deci, genul ăsta de generozitate. Ce pot să scup? La asta ce pot să mergi? Deci, acești oameni, Cioran nu te lăsa până nu mâncai la el, deși nu ți era foame. Mă duceam la toate orele posibile și era bine, dar totuși este absurd. Ce dracu face mai? Și tocmai a venit la... Ori și dracu, trebuia să nu mai mănânci acasă, că știi că în orice caz mănânci la el. Că m-am dus prima dată invitația la cină, bun, am înțeles, ora 8, deci mănânci la cină. Dar dacă te duci la 11, bun, dacă te duci la 11 jumate, am început să joc la și am zis, oprește-te, că ia să stau totdeauna. Mi zic, da, am, nu știu, lasă, zice, că știu eu. Ați vorbit cu asta în românește? Nu. Înjura foarte mult. Înjura în românește tot timpul și atunci asta Simon spunea, zice, băieți, zice, când vorbiți în franceză, nu înțeleg eu ce vreți voi acolo, dar acum românește am zis exact. Că învățați, bineînțeles, toate porcările română, știi, aia, ca toate familiile bilingue, știi cum e. Deci erau oameni de o extraordinară umilitate și de o formidabilă generozitate. Mihai Cioran, maestru, spunea că, tot așa, după ce l-a cunoscut pe Cioran, spunea Cioran, pâinea lui Dumnezeu. Ah, da, sigur, dar el știe să susține din tinerețe, mă rog, tinerețe, la el legionară, la ăsta nelegionară. Se știau, era diferență de vârstă, dar se știau de bucură. Și când i-a spus șora lui Cioran, că asta a fost introducerea mea la Cioran, mergând șoara la Paris, a spus lui Cioran, am un băiat prieten tânăr acolo care a spus, zice, că de, noi, când de câte ori citește noi, că are impresie că citește pe jid, că este o monotonie stilistică și vorbește tot timpul de același lucru. Cioran zice, spune-i băiatului când vine la Paris, nu poate. Ei, o să ajungă la dată la Paris, spune să mă caute. Pentru că la Biblioteca Fundațiilor, când noi citeam, eu citeam Verișoară și cel a citea jid ascuns în cărțile de... spune că, cum ar veni, că ea să poate. Deci, sunt forme de... Ei, peste asta, într-o lume de vanitoși, cum e România, care nu este regularizată de întâlnirile frecvente, ca aici economia sentimentelor morale și mai vizibil. Trebuie să ai întâlniri frecvente cu oameni foarte buni. Pentru că așa înveți, nu că ți-e frică de că să-ți dea la peste cap și te prinde când ai citit, nu-ți mai amintește exact complet textul Upanishad. Dar se poate întâmpla. Punem o situație, punem o situație absurdă, teoretică. Poate te găsește cu asta. Stai, nu, relaxat, pentru că ești un om cu capacități finite și ești acolo pentru că ai vrea să spui ceva. De asta eu am venit să vă spun mai mult așa ca o meditație asupra lucrurilor pe care le puteți face împreună, căutând după aia deștepții câți mai sunt și sancționându-i de fiecare dată când vedeți că sunt vanitoși. Atunci când simțiți că asta este, plecați, pentru că nu ajută. Nu poți învăța pe la oamenii care nu au generozitatea să dea. Nu ai cum. Că e chestia cu torța. Dacă ăla trebuie să ține torța la el, chiar dacă e stinsă, că el n-a știut să facă, că el o ține acolo. Vezi că e disperat să nu știu ce. Făceau înainte de 80. Nu, cu internet, nu, dar ce era înainte de 80? De aia care veneau cu cărțile, nu știu ce, și le aveau pe acasă, zic, despre un caz, nu. Să nu care cumva să le citești tu cărțile, că avea o posesiune fizică, se vedea că e singurul exemplar din România și atunci, acolo din tăricele nu mai așa.